Primarul din Bujoreni, Gheorghe Gângu, intenționează să obțină finanțare prin Fondul Român pentru Dezvoltare Socială în calitate de operator al programului Dezvoltare Locală, Reducerea Sărăciei și Creșterea Incluziunii Romilor, finanțat din granturile Spațiului Economic European și Norvegiene 2014-2021, grupul țintă fiind comunitatea de romi aflată în dificultate. Este ca și aplicare mai mult pentru romi, dar nu vor fi beneficiari doar romi, pentru că aceste fonduri ne permit să folosim aceste fonduri pentru dezvoltarea socială locală, da, unde intră romi și neromi. Da? Deci vor fi beneficiari toți. Aici vom încerca să facem acum, chiar asta pregăteam și discutam cu consultanții, vrem să facem cabinet stomatologic pe care să-l dotăm și de care vor fi beneficia toți cetățenii localității. Vrem să achiziționăm pentru programul școlar de after school microbuze, să pregătim și să facem, să echipăm clădiri pentru școală după școală, unde în același fel vor beneficia toți copiii. Un alt proiect pentru care primarul așteaptă finanțarea de această dată prin Fondul de Dezvoltare și Investiții vizează înființarea rețelei de gaze naturale în comuna Bujoreni. Autorizația de construire pentru înființarea sistemului de distribuție gaze naturale în cele 7 sate ale comunei Bujoreni a fost semnată luna trecută, investiția depășind 10 milioane de lei. Rețeaua se va întinde pe 29 de kilometri peste 2000 de gospodării, urmând să fie racordate în următorii 3 ani, precizează primarul Bujoreniului Gheorghe Gângu. Proiectul privind înființarea rețelei de gaze naturale se află în procedura de licitație. Este în procedură de licitație pentru că ne-am scos la licitație toată rețeaua de proiectare și execuție a acestui obiectiv. 29 de kilometri de rețea de gaze naturale pentru cetățeni în toate cele 7 sate ale comunei. Sper ca procedurile se încheie undeva ca în primăvară, să avem la lucru constructorii peste tot prin comună. Vă dați seama că asta va duce la un alt deranj, pentru că eu văd ce am cu canalizarea. Da. Cu oamenii supărați, nemulțumiți, domne, s-au stricat drumurile, s-au făcut, dar din nou apelez la înțelegerea oamenilor. Niciun nou nu poți să-l mănânci dacă nu-i spargi coaja. Exact, da. Deci eu știu că este deranjant, supărător, dar nu s-a inventat încă să se facă lucrurile cu telecomanda și dimineața să ne trezim cu ele făcute. Ar fi frumos și ușor. Bine, și banii ce facem? Cum luăm? Că e vorba de vreo 10 milioane de lei sau de 10 euro? 10 milioane de lei, da. De noi vom porni, vom vedea acum cu schimbarea guvernului ce se va întâmpla, rămân, nu mai rămân. Dar noi vom porni pe fonduri locale încă de la început, nu vom sta să așteptăm. Pe lângă proiectul de înființare a rețelei de gaze naturale, Primăria Bujoreni mai are depus la Fondul de Dezvoltare și Investiții încă un proiect care vizează modernizarea drumurilor comunale pe o lungime de 20 de kilometri, în valoare de 17 milioane de lei.